Bună ziua și bine ați venit! Suntem la o nouă ședință a Cenacului Clepsidra, care astăzi este centrat pe o lansare de carte. Un debut în proză, sub colecția Centenar, pe care am inaugurat-o la finele anului trecut și tot ce vom edita anul acesta la editura Papyrus Media vor fi trecute sub această siglă, sigla Centenar 1918-2018. În felul acesta încercăm și noi să facem evenimentele Societății Culturale Clepsidra sub egida acestei mari sărbători și comemorări, care este centenarul Unirii sau a Marei Unirii. Yasmine Bonciu, iată, se lansează astăzi în literatură după ce a scris un roman, Castelul din Infern. Noi știm că înainte a mai avut încă un text care poate fi un roman și mai mult de atât, acest roman va fi continuat de un altul, Refugiu dintre valuri. Despre această carte, proiectele critice vor fi prezentate de trei invitați ai noștri și de aceea dați-mi voie să vi prezint înainte pe domnul profesor Alexandru Kramer, un alt proiect critic va fi al domnișoarei Eva Lazea și sigur vocea criticului de plină de data aceasta este a domnului Lucian Strochi. Merită aplaudat pentru că iată, a venit iarăși iarna și a făcut un efort deosebit să ajungă la Roma prin nămeți. Vom începe evenimentul de astăzi cu un moment festiv pentru că ne bucurăm că l-avem în mijlocul nostru pe domnul primar Lucian Micu și de aceea doresc să-i dau cuvântul să exprime un gând la acest eveniment și totodată să înmâneze trei diplome pentru trei sărbătoriți ai lunii februarie. Este o surpriză pentru ei. Vă rog să bună seara tuturor! Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Vreau să îi urez mult succes lui Yasmine, cartea aceasta să fie un adevărat succes și doar un început. Un început frumos. Eu cred că este și un început promițător, așa doar răsfrâind câteva pagini din această carte. Și mă bucură faptul că, iată, continuăm la Roma în seria evenimentelor culturale, artistice, evenimente care, practic, au dinamizat în ultimii ani tot ceea ce înseamnă viața cultural-artistică la nivelul municipiului roman. Vreau să felicit și organizatorii acestui eveniment și Asociația Clepsidra pentru faptul că, iată, de 11 ani de acum sunt alături de noi și generează atât de multe evenimente frumoase și, de asemenea, le urăm mult succes mai departe în acest an centenar, astfel încât să avem cât mai multe evenimente care să marcheze un reper istoric deosebit la care avem privilegiul cu toții să fim contemporani. Așa cum a anticipat și Părintele Paiu și mi-a furat așa un pic din surpriză, noi ne-am gândit să ne bucurăm de prezența în rândul nostru a unor sărbătoriți și pe cale de consecință am zis să nu treacă așa ziua de naștere fără să le rămână și o amintire frumoasă. De aceea, din partea Societății Culturale Clepsidra, din partea Bibliotecii Municipale George Radu Melidon și din partea Primăriei Municipului Roman, dorim să le oferim câte o diplomă. Se acordă o diplomă domnului Mircea Bostan, născut pe 15 februarie.
scriitor, publicist, membru USR din 2009. L-am lăsat. S-a născut la Bacău și a devenit robașcar. De când o aștept. Îi povesteam azi domnului Paiu că pe vremea când era revista Săptămâna, Eugen Barbu și Vadim Tudor spuneau că îi primeau pe toți pe care îi întâlneau în cale. La un moment dat, Nichita Stănescu s-a supărat, a deschis ușa la redacție și a zis: dacă Nichita Stănescu l-ați premiat, eu nu i-am întrebat dacă mă premiază acum pe mine, dar vă le mulțumesc mult de tot că s-au gândit la mine și poate vă gândiți și la soția domnului Ștorchi. Să născută și dumneavoastră în februarie. Domnul Alexandru Ionescu, născut la 16 februarie 1932, la Poenar Neamț, este profesor și scriitor. Fost director la Casa de Cultură, Biblioteca Municipală George Radu Melidon și școala numărul 7, actuală Sergiu Celibidache. Aș vrea să mulțumesc pentru această ocazie ce mi se face astăzi de către municipiul Roman, primărie, bibliotecă și societate culturală. Mulțumesc foarte mult și îmi pare rău că nu se bucură lângă mine cineva drag. Vă mulțumesc! Alexandru Mihailă, născut la 16 februarie 1950, la Bozien, Neamț. Este scriitor și publicist, redactor șef al editurii Papirus Media. Premiul vine însoțit și de o lucrare grafică semnată de Cristinel Ionel Prisacaru, pe care o să îi oferim maestrului chiar de pe acum, ca să nu mai stea. Pe... Societății culturale Lepcida, care m-a primit la rândurile ei. Mulțumesc oamenilor de cultură din Roman și mă alătur cu un gând frumos pentru noua generație care a preluat ștafeta și iată astăzi vine cu o producție literară impresionantă. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi domnului primar că este alături de noi și pentru că ne dorim să comprimăm evenimentul din această seară, fiind și seară, nu vrem să ne prindă chiar noaptea, deși ziua s-a mărit, fiind februarie. Le rog, vă dezvălui că mi-am propus să ofer cuvântul criticilor noștri din această seară în ordine alfabetică. Așadar, începem și vom încheia, desigur, cu vocea autoarei, Yasmine Bonciu. Până atunci, considerăm că atunci când o să-i vină cuvântul, o să-i mai treacă din emoții. Sau vor crește, sau vor scădea. Vom vedea. Așadar, îl invit pe domnul profesor Alexandru Crambă să prezinte un proiect critic pe care l-a dezvoltat între timp. M-a luat total prin surprindere. Eu așteptam ca maestru Lucian Strochi să fie cel care deschide cuvântarea. Dar am să încerc să spun în câteva cuvinte ce am reușit în cele două săptămâni de când sufletul acestei activități, sufletul societății Clepsidra, Părintele Cornel Paiu, prietenul nostru, a tuturor, și căruia i-am promis mai înainte că îi voi face o surpriză, n-am vrut să spun, o mică clepsidră pentru clepsidra. Mulțumesc.
N-am notat... Albă ca zăpadă. Da. Câteva observații legate de romanul Yasminei, pe care acum am cunoscut-o. Și pe care mărturisesc că am întrebat pe Părintele Paiu câți ani are. În ziar am văzut 19 ani. Am spus, domnule, totuși nu. Am înțeles că la 19 ani a început romanul sau a terminat romanul acum, fiind o superbă domnișoară la 21 de ani, dacă am înțeles bine. Mi-am notat câteva impresii, observații legate de roman, pentru că atunci când mi-a fost înmânat, am luat-o puțin invers. Întâi am citit prologul și epilogul, apoi am citit ce a scris maestru Lucian Strochi, prietenul nostru al tuturor și al meu, a mea cunoștință de 40 de ani, în mai împlinim cei 40 de ani, și am văzut că ce a abordat maestru e cam tot ce se poate spune. E, pe lângă asta, mai vin cu câteva completări. Din punctul meu de vedere, romanul Castelul din Infern este un puzzle alcătuit din trei părți puzzle, la rândul lor alcătuite din câte 7 părți puzzle, la rândul lor alcătuite din N fragmente puzzle, încadrate de prolog și epilog. Ceea ce m-a uimit, să spunem, sau mi-a atras atenția în Castelul din Infern a Yasminei, este faptul că fetița Avril, născută în aprilie, fetiță umană, devenită zeificată, devenită zeiță ulterior, își urmărește evoluția de la cei 5 ani pe care îi are în prolog, până la cei 20 de ani împliniți în partea a treia, partea întâi, capitolul 3. An de an, sau în capitolul 1, cei 15 ani de la cei 5 ani, pe 28 mai. 28 mai este ziua de referință în majoritatea capitolelor. În același timp, Avril, născută pe 9 aprilie, ziua de naștere, este un personaj care pendulează permanent în roman, pendulează între iluzie și realitate, între vis și veche, între lumină și întuneric, între paradis, Elysium, Olimp, pe de o parte, Infern, Tartar, pe de altă parte. Între rege, zeu, stăpân și prinț, pe de o parte, servitor, slugă, supus, pe de altă parte. Oscilarea aceasta nu se oprește, pentru că o vedem urcând, în zbor, în ascensiune, opus cu împiedicarea, prăbușirea, coborârea, rostogolirea, dar care poate fi fie fizică, fie mentală, fie emoțională. O altă opoziție este între zeu și om, adică între divin nemuritor pe de o parte, uman muritor pe de altă parte. Încă un lucru extraordinar de emoționant, tot legat de această opoziție. Tânăra Avril, care în contextul unei umanități aflate după un dezastru care a distrus mare parte din umanitate și care și-a revenit și a intrat într-un circuit normal, alege în
profesia de doctor în medicină între două specializări. Merge spre medic legist, deci spre profesia de medic legist, care este legată de moarte. Deși tatăl ei, nu cel biologic, pentru că cel biologic, să spunem așa, se dovedește în final că este Zeus, alături de mama Demetra. Ar fi vrut să o vadă cardiolog, simbol al vieții. Uitați-vă iar pendulare între viață și moarte. O pendulare de asemenea între Yellow, papagalul vorbitor, și să fiu scuzat dacă voi avea, devieri de la pronunțarea corectă a englezei, pe timpul meu nu se făcea decât franceza și rusa. Așa. Deci, papagalul vorbitor și Shine Grifonul. De asemenea, pendulare între frigiditate, senzualitate și erotism. Este calmă și tensionată în același timp. Calmă și tensionată în relația cu Hayes, care este, în fond, urmașul lui Hades. Pentru că Yasmine pătrunde, la un moment dat, din lumea reală, din umanitate, în cea olimpică. Avril, da. Nu, fără să vreau, am spus un adevăr. Pentru că Avril este un alter ego a lui Yasmine și invers. În Yasmine văd un alter ego al lui Avril. Când văd că mă aprobă și maestrul Lucian, mi se umple inima. De asemenea, mai avem cuplul acela, Hayes, sobru, Poseidon, vesel, iar acea opoziție. Mi-a atras atenția o frază din roman, care de asemenea arată viziunea, felul în care autoarea, Yasmine pe de o parte, personajul Avril pe de altă parte, pendulează între ideea de mort și viu. Și care este mica frază? Legată de imaginea unui copil spirit care apare în infern. Deși era un spirit și era mort, arăta încă atât de viu. Avril, pe de altă parte, este femeia tânără și zeitatea. Urmărită într-un drum continuu, în tunelul labirint, aflată în fața a trei statui și trei intrări, într-o lume pe care o caută, nu o găsește din prima, va fi ajutată. Nu dau mai multe amănunte, veți vedea o analiză extraordinară în prefața domnului Lucian Strochi. Străbătând acest labirint, trecând peste lac, peste câmpie, peste pustiu, cu întoarceri și ieșiri repetate din castelul acesta, castelul din infern. Mai avem un simbol pe care îl folosește Avril și se întoarce asupra lui. Este ca un fir al Ariadnei. Este simbolul eșarfei din tunel. Iar un alt simbol al tinerii Avril este cel care ne reiese din sacrificiul ei pentru artă și creație. Și am văzut
În felul acesta, și eu, și maestru Lucian Strochi, o ană a meșterului Manole. În timp ce Hei, stăpânul castelului, al infernului și al morții, este un alter ego al lui Hades, care l-a precedat. Bine, veți vedea și veți recunoaște zeități, locuri, îl veți vedea pe Haron, veți vedea Cerberul, Stixul și așa mai departe. E un roman din multe puncte de vedere tulburător, dar în același timp care te incită. Te incită gândindu-te că imaginația a pornit pe baza culturii, pe baza istoriei, pe baza miturilor, pe baza educației, pe baza lecturilor și toate din această superbă domnișoară, Yasmine Bonciu. Reluările de imagini, revenirile repetate în locuri simbolice, întoarcerea la imaginea femeii moarte pe plajă, văzută cu 15 ani în urmă, imagine pe care o întâlniți în prolog, revăzut apoi ca o flororeasă în florăria Avril, identificată cu Demetra, zeița mamă a lui Afron, alias Persefona, fica lui Zeus. Avril este o minte analitică. Și ne dăm seama de această minte analitică atunci când se află în relație cu vărul ei, care nu e vărul ei, fratele ei, care nu e fratele ei, zeu și el, aflat apoi că face parte din această categorie, este vorba de rei. Sub această marcă, sub această imagine, se încadrează personajul respectiv. Nu am decât să o felicit pe proaspăt cunoscuta Yasmine Bonciu și să-i urez în continuare succes și să-și ducă la îndeplinire gândul din finalul romanului. Mulțumesc și eu, domnul profesor Alexandru Cramer, și mă bucur că sfătuindu-mă cu domnul Lucian Strochi, cui să încredințăm această carte spre recenzie, spre recenzare, ne-am gândit la domnul Alexandru Cramer. Îi mulțumesc că a acceptat, mai ales că a avut un timp destul de scurt să citească cele peste 500 de pagini ale acestui roman impresionant și atât de stufos în ideatica lui. Am ascultat o primă decodare, o primă posibilă decodare, care și ea a fost complexă și îl felicit pe domnul Alexandru Cramer. Pentru mine este prima oară când îl ascult recenzând o carte, nu știu dacă am mai avut ocazia și chiar mă bucur și îl felicit pentru acest. Sper să putem colabora în continuare la alte cărți, pentru că editura Papyrus Media are încă un eșalon de cărți în pregătire. Vă amintesc că pe data de 5 martie, asta într-o zi de luni, la ore 17, vom lansa și cartea de memorii a domnului Ioan Dobreanu, domnul profesor Ioan Dobreanu, File rupte dintr-o carte memorii, care apare tot la colecția Centenar, proză memorialistică de data aceasta. Așadar, vă invităm, rețineți, 5 martie, luni, Biblioteca Municipală, la orele 17. Atunci vom avea invitații de seamă pe domnul profesor Lucian Strochi, domnul profesor Gheorghe A.M. Ciobanu, domnul Gheorghe Andrei Neagu, Emilian Marcu, Cristina Emanuela Dascălu, Nicolae Năcioiu, domnul Mihai Andone, profesorul nostru care este prezent și urăm bun venit, Dan Dimitriu, Cristina Panaite, Eva Lazea, Elena Șervan și subsemnatul. În continuare, dați-mi voie să
Mulțumesc gazdelor noastre din această seară, anfitrionul nostru de la Cercul Militar Roman, domnului Major Ioan Martin, și în mod special să vă reamintesc că Societatea Clepsidra a avut aici evenimente frumoase, unul dintre ele chiar având un protagonist pe prietenul nostru și drag, care nu mai este printre noi, domnul profesor Ioan Dobreanu, de care aminteam. Primul său roman, memoriile romanul Mărturisirea, l-am lansat în această sală. Și au mai fost și alte evenimente ale Societății Clepsidra. Așadar, mulțumesc domnului Maior, dar aș dori să mulțumesc în mod special susținerii pe care ne-au arătat-o părinții Yasminei. Iată, familia Bonciu, doamna Bonciu și domnul Bonciu, care au susținut apariția acestei cărți și susțin și acest eveniment din această seară. Un om deosebit care mă ajută totdeauna la realizarea evenimentelor clepsidrice merită să primească mulțumirile și cu această ocazie este vorba de domnul Dan Dimitriu, prietenul nostru. În continuare o invit pe domnișoara Eva Lazea să vină cu o altă decodare posibilă la romanul Yasminei, Castelul din Infern. În primul rând, bună seara! Sinceră să fiu, când am primit această carte, mă aflam într-un studiu despre frumosul și esteticul în poezie și citeam niște cărți din domeniu. Iar romanul Castelul din Infern m-a transferat de la poezie la proză. Și asta mă refer la această carte de pe punctul de cititoare. Cu toții știm că în proză se folosesc îndeoseb fraze construite care au la bază anumite reguli ale logicii, gramaticii și sintaxei, care exprimă sensul ce se adresează în primul rând intelectului. Dar eu o să mă refer la această carte de pe poziția cititorului, care a primit mesajul scriitoare, așa cum l-am receptat eu, prin descrierile detaliate a fiecărui moment trăit de personajele întâlnite, în special personajul principal, Avril. Dacă este să mă refer la acest nume, Avril, el se găsește foarte rar în limbile franceză și engleză, având în ambele același înțeles. Avril sau April își are originea din aprilie, luna primăverii și a florilor. La finele cărții aflăm și de ce personajul principal a primit acest nume. Și dacă vom căuta o posibilă derivare a numelui Avril, care provine de la aprilis, pe care romanii îl considerau ca venind de la verbul aperio, aperire, apertus, care înseamnă a deschide, atunci aș putea spune că personajul principal, și prin nume, ne face o deschidere spre o lume plasată între real și imaginar, între realitate și vis, între aici și dincolo. Cred și sper că nu greșesc, scriitoarea de față, deși încă tânără, s-a transformat într-un observator foarte fin asupra vieții, iar rezultatele au fost influențate mereu cu alte și alte informații și experiențe, rodul fiind o descriere detaliată a diferitelor sentimente și trăiri, a locurilor și personajelor pe care le găsim în carte. Este adevărat că atunci când scrisul vine din pasiune, diferite momente și trăiri se transformă în adevărate povești. Știm cu toții că suntem oameni doar prin cuvânt, dar cuvintele pot fi și trădătoare. Iar scriitorul cred că este cel care, precum un dresor, încearcă să le îmblânzească, să le poată aduce la stadiul de fidelitate pentru scrierile sale. Când reușește să le aducă la această fază a fidelității, cuvintele parcă vin să se confeseze, trecând în același univers și ajutând scriitorul și încet, încet cuvintele capătă o muzică pe care ce vine dinăuntru lui, a scriitorului. Această carte ne demonstrează că Yasmine reușește să o facă foarte bine. După câte știu eu, pentru a ajunge la acest stadiu, este necesară multă lectură, după care imaginația începe să lucreze, creând noi universuri, de care se poate scăpa doar prin scris.
Se spune că scrisul îți creează un sentiment deosebit, aproape dumnezeiesc. De aceea, lucrul la o carte este binecuvântat și simți că viața ta are un sens, deși această muncă nu este prea ușoară. În timpul scrierii unei cărți se realizează o legătură sufletească între scriitor și carte, sentimentele sunt trăite paralel. Gândirea și imaginația lucrează împreună, dar imaginația este o forță doar dacă are și își păstrează rădăcinile în realitate, în sufletele vii. Fiecare carte materializează sentimentele, trăirile și chiar credințele scriitorului. Din acest motiv, este important să fie un bun cititor, devotat lecturii, ca apoi să apară și dorința de a scrie. Eu cred că doar lectura poate pune imaginația în mișcare. Această idee și cartea de față mă face să deduc că Yasmine este o persoană îndrăgostită de lectură și citește foarte mult. Cartea Castelul din Infern, dacă este să mă refer la acest titlu, în primul rând mă duce gândul la Infernul lui Dante, prin care vrea să ne arate că trebuie să se aibă în vedere și forțele puternic inhibate ale vieții, înainte de a crea o imagine a puterilor în care se află întreaga mântuire și evoluția umană. Dar, în timp, ideea din Infern a rămas doar un simbol al unui tărâm al suferințelor și al chinurilor eterne. Castelul simbolizează o împletire a dorințelor. Este și un simbol al protecției. Castelele apar de obicei în munți, pe dealuri, în pădure, având faima unor locuri sacre, dar și misterioase. Ceea ce se află înăuntru castelului este împărțit de restul lumii, iar ceea ce ocrotește castelul este transcendența spiritualului. Castelul mai este socotit a fi adăpostul unei puteri misterioase și imperceptibile. Toate acestea le putem descoperi în descrierile făcute de Yasmine. Parcurgând paginile cărții, descoperim că este structurată pe trei părți, având capitoluri inocență, curiozitate și speranță, care, cred eu, fac referire la principalele etape ale vieții sau pot fi la fel de bine și etape într-o relație de cuplu. Fiecare dintre cele trei părți are 7 capitole, iar titlurile semnificative, având în real cât și în ireal, atât în real cât și în ireal, dar specifice fiecarei părți, mă duc cu gândul la sentimentele pe care le cunoaște și le trăiește ființa omenească de-a lungul vieții, analizate și descrise prin prisma eroinei principale, Avril. Sunt trăiri diferite, deoarece gândirea este cea care modelează esența elementelor, iar imaginația și descrierile variază după caracterul gândirii. Grea misiune pentru scriitoare, care se referă la gândurile și sentimentele din diferite ipostaze ale personajelor principale și nu numai. Redarea unui mister dramatizat, căci ce este oare, la începuturi, în viața adolescentului sau a tânărului, sentimentul de iubire când apare în sufletul lui, determinând căutări, împliniri și neîmpliniri, vise, alteori frustări, decepții care se pot transforma foarte ușor în dezastre. Dorința de a găsi omul potrivit pentru împlinirea vieții, dorința de a-l întâlni pe cel sortit, dar mai ales trăirea speranței care se prelungește în acest caz, deși Avril este o persoană frumoasă, răpitor de frumoasă, cum se spune la un moment dat. Dar îi se atrage atenția că, citez, frumusețea este unul dintre cele mai mari blesteme ale omenirii. Încheiat citatul. Și aici mă duce cu gândul la Goethe, care ne arată că poți cădea pradă puterilor infernului numai dacă ajungi în situația de a spune mai zăbovește, ești atâta de frumoasă. Încheiat citatul. Omul trebuie să treacă prin diferite întâmplări pentru a-și putea da seama, așa cum ne informează și scriitoarea, prin personajul principal, care la un moment dat face constatarea că, citez, nu te poți împotrivi destinului. Orice ai face, destinul te duce unde ți este locul, fie cu voie sau fără voia ta. Încheia citatul. Cursul vieții este predestinat. Avril visează ceea ce îi se va întâmpla, ca să vină în moment, și momentul să descopere și realitatea care o așteaptă. Prin intermediul visului, care aparține sferei imaginației și apare spontan și obscur în acord cu o anumită lege și o existență a firii omului, alteori fiind rezultatul unei dispoziții particulare a sufletului, ca și în cazul eroinei principale, într-o lume plasată între real și real, Avril întâlnește de mai multe ori aceeași persoană, posibil viitorul iubit. Și vine perioada de acomodare împreună, perioada dificilă care uneori poate fi
adevărat, un adevărat infern, mai ales când cele două persoane implicate au personalități și caractere puternice, culturi diferite. Grele sunt trăirile și sentimentele omului. Avril trece și ea prin acestea, un drum prin, un drum printr-o pădure, pădurea ca simbol al forței eterne, al vitalității, pentru că pădurea stă mereu între moarte și viață ca un semn al eternității. În toate scrierile, ca prim simbol al spațiului labirintic, ce poate fi mai concret decât pădurea? Avril trece prin acest labirint, la început în vis, apoi în realitate, într-o realitate plasată, aș spune eu, în ficțiune, când este ghidată de diferite flori, care într-un final o duc într-o poiană, unde descoperă toate aceste flori care au ghidat-o, dar într-un număr mult mai mare. Iată că Avril își începe călătoria pe o cărare neumblată, ghidată de flori, care luminând prin bezna nopții și prin pădure, o ajută să meargă pe drum printr-o pădure în care confesiunea se întâlnește cu metafizicul, creându-se între ele o lume, poate cea a iubirii. Să știe că pădurea mai este și un simbol, un loc râvnit de îndrăgostiți, fiind considerat un adevărat sanctuar, în care manifestările dorului au libertate și totodată discreție, departe de ochii lumii, unde se pot foarte ușor întâlni sentimentele negative, invidia, dușmânia. Trăind într-o lume de simboluri, sau lume de simboluri trăiește în noi. Cartea a recercat-o ca pe o lume plină de simboluri. Cu toții știm că simbolurile incită la interpretări. Scriitoarea folosește ca simbol florile, care o conduc prin spațiul labirintic. Și începe acest drum cu crinul, simbolul purității, după care urmează trandafirul, simbolul iubirii, chiar și culoarea celor două flori, fiind singurele placate cu aur strălucitor, întăresc simbolul primelor sentimente. Și urmează alte flori care o conduc. Mirajul poieniței în care ajunge o invadează, creindu-i o stare de exaltare care o determină să exclame. Citez, eram în paradis, trebuie să fie paradisul, astfel ce ar putea fi mai frumos decât asta. Păinița este, încheiat citatul, păinița este plină de lumină, care poate fi simbolul iubirii și în același timp al cunoașterii, dar la fel de bine poate fi și speranța unui loc pentru refugiu. Apoi, dintre toate florile din păiniță, Avril ia o narcisă. În legendele creștine, narcisa este un simbol al învierii și al renașterii. Iar potrivit legendei din Grecia, zeul Hades ar fi creat narcisa pentru a o aduce cu parfumul ei pe Persefona până la intrarea în infern. Printr-o anumită întâmplare, Avril ajunge în castelul din infern, condusă de aceeași floare, Narcisa, unde îl întâlnește pe Hades, care este comparat cu zeul Hades. În acest castel trece prin diferite stări și sentimente. Din aceste descrieri minițioase a diferitelor sentimente, trăiri, peisaje, trag concluzia că totul se raportează la anumite trăiri, poate chiar decepții din perioada adolescenței și la oarecare experiența scriitoare, deși cu această carte debutează în acest univers al literaturii. Așa cum scrie în prefață și domnul profesor Lucian Strochin, este interesantă și simbolistica numerelor 3, 5 și 7. Sunt trei părți principale, fiecare având câte 7 capitole, dar sunt și 5 râuri care curg în jurul castelului, printre care mi se par semnificative râul Uitării, râul de foc, iar ultimul este râul Jalei. Citesc ce scrie în continuare scriitoarea despre aceste râuri. Acestea se revărsau unele în altele, creând anumite zone și trasee pe care spiritele le urmează pentru a ajunge în locul destinat lor. Încheiat citatul. Găsim în superstițiile populare vechi că numerele fără soț evocă o realitate stingheră, neîmplinită, adică o stare de suflet neconcordantă cu armonia întregii firi, descrieri pe care le întâlnim în carte, stări prin care trece eroina principală. Ce mi se pare interesant este că lumina folosită în castel este lumânarea, care nu se stinge când o scapă. Știm că lumânarea simbolizează lumina care se ne călăuzește atât pe calea vieții, dar și pe drumul de veci. Dar ea mai simbolizează jertfa de sine, transfigurarea, transformarea prin cunoaștere, ceea ce reprezintă calea împlinirii și a desăvârșirii omului, ceea ce se întâmplă și cu Avril în perioada cât stă în castel. Când adolescentul pornește pe calea precunoaștere, este greu la început să descopere drumul hărăzit și începe căutarea. Avril este pătrunsă de curiozitate și începe să citească din biblioteca
aflate în castel, diferite cărți și manuscrise vechi, prin care reușește să găsească răspunsuri la multe întrebări care o frământă. Un mobilier important mi se pare masa, care simbolizează locul cel mai de cinste al casei, având și un caracter sacral. În castel, masa la care se întâlnesc Avril și Haies să cineze împreună este lungă, iar ei stau la un capăt și la celălalt, precum în castelele medievale. Și trag concluzia de aici că stăpânul castelului nu este o persoană oarecare, este una cu o funcție care îi conferă o anumită treaptă în societate. Interesant mi se pare că Haies uneori poartă o sabie la brâu cu un diamant la mâner pe care o folosește să deschidă zidul pentru a putea trece, ieșind pentru prima dată cu Avril din incinta castelului. Sabia este un simbol al cuvântului lui Dumnezeu și poate asigura victoria celui care o poartă numai dacă știe să o mânuiască cu precizie și îndemânare. Iar zidul este un obstacol, în același timp, este și incinta protectoare care închide o lume, împiedicând pătrunderea influențelor nefaste de origine inferioară. La început, Avril vede în jurul castelului sute de oase de morți și pe o întindere de nisip. Și am aflat că nisipul poate fi și un simbol al creativității, iar oasele simbolizează inimile împietrite și cugetul înșelat al oamenilor care nu se lasă împăluiți de Duhul lui Dumnezeu. Apoi aflăm că Avril aduce un cuiet de rodie să-l sădească în această zonă nisipoasă, deși Haies avertizează când va crește. Dar după o anumită perioadă, puietul crește și rodește, iar Avril, din acel moment, pe unde calcă, iarba crește în urma ei. Rodia este simbolul fertilității și belșugului, fiind simbolul consacrat al primăverii, iar în anumite culturi este considerat un semn al iubirii și căsătoriei. Toate trăirile din castel, cu bucurii și tristeți, cu căutări și întrebări, cu întâmplări bune și mai puțin plăcute, reprezintă perioada de maturizare a eroinei principale Avril. Cum ea însă își mărturisește la un moment dat, eram o persoană complex schimbată, mulțumită lui Haies, psihologiei prin care el mă făcea să uit ce eram înainte de a ajunge aici. M-am maturizat și aceasta nu era un lucru rău. În castelul din Infern sunt reproduse la un alt nivel aspecte obișnuite ale vieții cotidiene, ca de exemplu ideea izolării adolescentului când nu este înțeles, ideea alegerii profesiei, ideea întâlnirii iubitului ideal și comunicarea ce se creează între cei doi, ideea evadării și altele. Se pot spune multe despre această carte, o carte interesantă care poate captiva cititorul. În ea găsim, deși implică legendele și zeii olimpici, o analiză fină a unor trăiri care pot tulbura imanentul adolescentului când nu găsește un climat adecvat, un anturaj care să-l ajute să treacă peste unele evenimente complexe. Ficțiunea sau visul se împletește cu realitatea, că la un moment dat cititorul poate pierde realitatea. Descrierile sunt deosebite, atât ale trăirilor, cât și ale personajelor. Ceea ce mă face să cred că Yasmine va fi o prozatoare care ne va încânta și pe viitor cu alte romane la fel sau poate mai bune. Sunt momente când scriitorul este atât de pătruns de subiectul cărții că îi se pare că trăiește un vis, iar la final el dorește să prelungească acest vis. Și cred că Yasmine a pățit la fel cu această carte. Dovadă este această idee și promisiunea din final care spune va urma, refugiul dintre valuri. Fără să mai fac și alte precizări, pot spune că această carte, deși voluminoasă, se poate citi cu plăcere și cu interes. Și o recomand tuturor. Mulțumesc, Yasmine, și aștept împlinirea promisiunii din finalul cărții. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnișoare Eva Lazea, care de la o zi la alta devine chiar un critic foarte bun și știu că are în pregătire un volum numai de critică literară, ceea ce nu-i puțin lucru. Pentru a face trecerea la maestrul Lucian Strochi, o să dăm un moment de publicitate. De aceea îl invit pe domnul doctor Emanuel Nazaretean, președintele comunității armenilor din Roma,
să acopere acest moment de publicitate. Veți vedea despre ce vorbim. Bună ziua! Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. O felicit pe domnișoara Yasmine pentru creația dânsei, care ne este prezentată astăzi pentru debut și înțeleg că este o promisiune care așteptăm să se transforme într-o certitudine în anii următori. Felicitări! Eu m-am angajat într-un proiect în luna mai, de zilele municipiului Roman, Festivalul Național Garabeti Brăileanu. În cadrul acestui festival vom avea o secțiune de aforisme, concurs de aforisme, pentru care rog toată lumea care are inclinații spre acest gen literar sau cunoaște persoane care reușesc să se exprime prin aforisme, să ni le trimeată, să mi le trimeată pe adresa mea de e-mail până în jurul datei de 31 martie, ca să putem face o selecție și după aceea să le jurizăm. În această întreprindere nu sunt singur. Am lângă mine oameni deosebiți, oameni care sunt meșteri ai literelor. Eu sunt numai medic, nu prea mă pricep la treburile astea. Voi fi sprijinit și vom acorda și premii. Va fi un premiu pentru aforisme originale, consacrate, autori consacrați, și un premiu pentru tinere talente. Și vă aștept cu drag să reușim să facem acest concurs. Despre festival o să mai am ocazia, va fi în 18, 19, 20 mai, în cadrul zilelor municipiului Roman, așa cum v-am spus. Vom avea invitați deosebiți și sper să reușim să înscriem romanul într-un circuit de creații literare și nu numai. Mulțumesc! Și eu mulțumesc domnului doctor și urez succes de pe acum la Festivalul Garabeti Brăileanu, prima ediție la Roman. Și apucați-vă de scris aforisme. Vă dau cuvântul în continuare domnului Lucian Strochi, cel care a citit de câteva ori această carte, pentru a-și face o viziune foarte clară asupra ei, scriind și această prefață, un debut neobișnuit. De ce, domnule profesor? Să încep cu o mărturisire. Eram convins că Yasmine Bonciu nu există. Că, conform unei zicale, păzește-te de prieteni, că de dușmani te aperi singur, câțiva prieteni prozatori din Roma, printre care Ducul Mihail, regretatul profesor Dobreanu, poate doctorul Arbătescu, ba chiar și părintele Paiu și alții, profesorul Andone, s-au gândit să facă o farsă. Ia să vedem, se va descurca cu o carte care nu e o carte, cu un autor care nu e un autor? Și ca atare mi-au propus o carte total neobișnuită, care era o novelă, prin structură, prin analiză, prin număr redus de personaje, dar care avea dimensiunile unui roman fluviu. Era un roman total
Și știind probabil domniile lor că vreau în doctoratul în Eliade, mi-au băgat câteva idei despre labirint, despre tot soiul de trimiteri, despre biblioteci. Știind și pasiunea mea pentru Borges sau pentru alții, au găsit un titlu care putea să mă trimită la castelul din Carpat sau la castelul lui Kafka, sau au inventat un personaj, Avril, care mă putea duce spre Ismail Kadare cu Aprilie spulberat. Deci am citit cartea prima dată cu foarte multă suspiciune. Mai mult, eram convins că e vorba de o farsă, pentru că în niciun caz nu puteam să cred că există o tânără cu o identitate certă, care să știe foarte multe lucruri despre rezonanța Schumann. Pentru cei care nu știu, e vorba de faptul că noi trăim din ce în ce mai dramatic și vom fi sufocați de un timp care nu mai e de 24 de ore, ci a coborât îngrijorător de mult spre 17 ore și va ajunge într-un stadiu în care noi nu vom mai putea rezista. Deci nu ne putem acomoda, pur și simplu. Că pot vorbi cu dezinvoltură de globalizare și cu toate efectele acestea. Că iată, o lume se poate prăbuși conform unor doctrine precum cele ale lui Cuvier și așa mai departe. Deci, suficiente elemente ca să îl întreb pe Părintele Paliu, bineînțeles nu puteam să intru în capcană și să întreb dacă există personajul, ci l-am întrebat pentru început dacă Yasmine Bonciu este o româncă. Întrucât erau foarte strani unele fraze, mi se păreau mie, și putea să vină cineva dintr-un spațiu exotic. Mai mult chiar, credeam că autorul trebuie să fie undeva îndrăgostit de miturile grecești, pentru că trimiterile erau foarte clare. Adică prima capcană era cu Heis, scris H-I-S, și dacă îl înlocuim pe Y, care este o literă a necunoscutei, știm foarte bine X, Y, Z, necunoscutele în matematică, cu D, obținem Hades. Deci de aici lucrurile erau foarte simple. Rei ne amintește de rază, de fapt era Apollo, apăreau Demetra, Persefona, și o întreagă lume pe care o Yasmine, spun încă cu ghilimele, o stăpânea foarte bine. Am încercat să trag de limbă pe părinte să întreb, cum arată fata asta? Ce știi de? Ce poți să-mi spui despre ea? A, zice, e romașcană, dar nu mai trăiește în Roma, e undeva studentele pe la Cluj. Deci cu lucruri foarte vaci. Mă rog, și numele Yasmine nu e un nume de toată ziua. Bine, am zis, hai să citesc cartea a doua oară, ca și cum ar fi existat această Yasmine Bonciu, care are incredibilă vârstă de 19 ani, 17 la în momentul în care a început scrierea, și care are curajul nebun să dilate timpul, să-l eternizeze, să îl fixeze aproape eminescian, pentru că, iată, dau un simplu exemplu, hai să-i spunem așa ca să fie grafic mai simplu de reținut, avea undeva la 28 de ani, când în realitate trebuia să aibă 220 de ani și așa mai departe. Și ne aducem aminte de versurile eminesciene când spune el, în Odăr metro antic, purul tânăr. Efebii nu îmbătrânesc,
Ei se fixează într-o vârstă ideală și așa apăreau personajele din carte. Apoi era o matematică foarte severă a cifrelor. S-au pomenit deja câteva lucruri, de pildă și cu niște decodări foarte clare. Oricine știe că 7 este cifra inițierii. La urma urmelor, 7 înseamnă 3, care este cifra sacră, și a lui 4. Deci prin adiție cu 4, care este cifra perfecțiunii, împreună dau inițierea. 5, care se repetă obsesiv în roman, s-a spus foarte bine, prolog, prima dată Avril are 5 ani, apoi intervine peste 15 ani, deci are 20 de ani, deci apar de foarte multe ori. Și chiar numele măsurat pe litere, Avril și toate celelalte, sunt nume cu 5 litere. Dar ceea ce era iarăși suspect și deja viza un talent cu totul neobișnuit, era știința extraordinară de folosirea cifrei 3. Mulți dintre dumneavoastră îmi vor spune nimic mai simplu. Basmul se bazează extraordinar de mult pe cifra 3. 3 fete de împărat, 3 împărați, 3 zmei, 3 castele și așa mai departe. 3 încercări. În realitate, aici e vorba de raporturile care se stabileau. Și cei care sunt profesori de matematică știu foarte bine, triunghiul este cea mai stabilă figură geometrică. Ori evidențiez în prefață, sunt cel puțin 20 de asemenea triade, triunghiuri, apariții ale cifrei 3. Profesorul Kramer a vorbit despre cifra 7, Eva Laz a vorbit și ea despre simbolistica cifrei. Dar ceea ce este cu totul neobișnuit este știința folosirii simbolurilor. S-a dat un exemplu, nu știu dacă l-ați reținut, dar vă dați seama să ai 19 ani și ca scriitor să cauți o soluție între două posibile și să alegi pe cea mai justă, și anume să fii cardiolog sau medic legist. Într-adevăr, cardiologul este cel care este un medic al timpului. Avem aici câțiva medici, e domnul doctor Nazaritan, și poate să ne confirme că uneori pentru un cardiolog o secundă înseamnă eternitatea, salvarea, viața, ceva cu totul decisiv. În același timp, o neintervenție înseamnă moarte. Când e vorba de medicina legală, raportul e invers. Acolo un viu acționează asupra unui cadavru, unui mort, dar mortul poate veni cu foarte multe sugestii. De asta vorbim de medicină legală. Rezolvă foarte multe cazuri. Și prin ceea ce ne spune, în ghilimele, un mort poate să fie mai viu decât viu. Prin ceea ce spune. Deci, iată Persefona, iată Demeter, fiind în treceri, să rezolve foarte bine situația. Mă gândeam că pentru prima dată în viața mea voi citi. Și din prefață și din alte lucruri. Dar mi s-a părut amuzant, dacă vreți o farsă a farsei, ca trei oameni în toată firea, cu experiență literară imensă, să citească la carte unui debutant, să nu poată vorbi liber. Deci, până la urmă, cartea este atât de încifrată și cere atât de densă, încât iată ne obligă, din respect pentru dumneavoastră și pentru carte și pentru autoare, să citim. E un lucru care trebuie să ne pună pe gânduri. Și vreau să remarcați seriozitatea antevorbitorilor, cum s-au transformat în veritabili critici,
iată, Eva, care este în primul rând poetă, a năpârlit frumos în critic și chiar are pagini și observații de critic veritabil. Lansat nu discut, eu l-am considerat întotdeauna un critic excelent, care are un singur mare păcat, fundamental, de altfel, e prea modest. Să-ți povedească. E prea modest. Dacă nu ar avea acest păcat, era un critic de mare autoritate, moral, serios, excelent pregătit, deci nu discutăm. Ce va urma? Iată, ni se prezintă un personaj pe care noi trebuie să-l considerăm ca fiind autorul Carneșoasă. Am întrebat-o ce înălțime are și mi-a spus că are 1,50 m și ceva, nu de conspiră. Zic, bine, dar Avril are 1,65 m. La care, iată, rândându-se, da, dar Avril este personaj. Și iată cum ne putem juca și veți găsi, trimite și în prefață, având un roman gotic, un roman horror, un roman sentimental, un roman epistolar, un roman oniric și încă ceva. Visul este cel mai periculos lucru pentru literatură. De pildă, visul distruge fantasticul. Pentru că în vis poți să spui orice, totul e posibil și ca care fantasticul e distrus. A ști să folosești visul, oniricul, este o mare artă. Poate că de la Vinea n-am întâlnit un autor care să stăpânească atât de bine visul. Și aș spune, făceam niște trimiteri, apropo de intensitate, domnul doctor vorbea de Garabeti Brăilean. Să nu uităm că romanul Adela este primul roman analitic al literaturii române. Ei, aș spune că Castelul din Infern este ultimul roman analitic din literatura română și are o intensitate analizei atât de mare încât vă spun, de multe ori aveam impresia că citesc ceva din Eliade, din Gic Mihăescu sau din Camil Petrescu, mai ales în paginile dedicate Erosului. Și mai e ceva care m-a convins că totuși personajul ar putea să existe. Faptul că există o cochetărie feminină și oricât de genial ar fi un prozator bărbat, e greu să mimeze această cochetărie feminină, această teamă de îndrăgostire, deși ți-o accepți ca stare, e admirabil scrisă. Eu cred că ne găsim în fața unui fenomen. Dar trag un semnal de alarmă. În foarte multe cazuri, un debut excepțional nu a fost urmat de cărți pe măsură. Aș vrea ca Yasmine să mă contrazică brutal. Următoarea carte să fie mai bună decât cealaltă și așa mai departe. Și poate că acum asistăm la un moment istoric. Când primarul oferea niște diplome, mă gândeam că două personaje trebuiau să primească și ele diplome. Primul, primarul. Vedeți, unui primar nimeni nu-i dă diplome. El dă la toată lumea, dar nimeni nu se gândește să-i ofere lui. Sigur o să-mi spune, da, dar noi dăm votul, mă rog. Și al doilea personaj care nu primea un diplom era chiar eroul din această seară. Vă dați seama ce înseamnă să ai o diplomă în cea mai importantă seară a ta ca scriitor? Consideră că Alexandru Cramer, Eva Lazea, Cornel Paiu și cu mine și toți din ăstea, prin aplauze, ți-am dat cea mai sonoră și mai frumoasă diplomă. Mulțumesc, maestru Lucian Strochi.
când vă gândiți că această carte masivă va fi urmată de o alta care se anunță mai mare decât aceasta, ca dimensiuni. De aceea nu m-aș grăbi să spun că este ultimul roman analitic maestru Lucian Stroichi. Până acum va fi urmat, cred, tot de un roman analitic. Așa intuiesc eu. Și când te gândești că acest roman a fost scris numai 9 luni de zile, când Yasmine avea 17 ani, nu? Și era în clasa 11-a la liceul Roman Vodă din orașul nostru. Yasmine s-a născut pe data de 17 septembrie 1996 la Roman și, după cum îmi spunea, și-a petrecut o parte din copilărie într-un oraș din Ardeal, Salom, da? Ardeal la care a revenit, cum spune ea, aproape de casă, când, acum 2 ani, devenind studentă la Cluj. Așadar, un roman complex, un roman cu multe cifre, un roman greu de descifrat, un roman pe care s-ar bucura foarte mult președintele Comunității Elene din Roman, domnul inginer Boris Cepalis, care n-a putut fi prezent aici, pe care, pentru că nu-i așa, toate zeitățile grecilor sunt prezente în acest roman, demitizate, aduse într-o formă postmodernă, într-o viziune postmodernă. Eu cred că acest roman este și poate fi văzut și într-o cheie de demitizantă a mitologiei, totodată într-o cheie postmodernă. Se bucură sigur și președintele Comunității Armenilor din Roman, pentru că pe copertă este un simbol drag armenilor. Rodia. Simbolul, cum s-a spus, simbolul fertilității. Imaginea pe care o păstrez eu din acest roman este imaginea acelei tinere care se urcă pe o stâncă și de acolo se aruncă la un moment dat în valuri. Este o imagine aproape cinematografică. De altfel, romanul, eu cred că poate fi foarte ușor, nu foarte ușor, poate fi transpus scenic, pentru care și se bazează pe multe, multe, multe scene. Iată, prima imagine a fetiței acelea care merge pe chei mă duce cu gândul la Londra, deși nu am fost niciodată acolo. Îmi imaginez și văd imagini din romanele clasice englezești. N-aș vrea să mai continuu cuvântul meu decât felicitând-o încă o dată pe Yasmine și poate adresându-se în primul rând surioarei ei, care este prezentă în sală și merită aplauzele, este mai micuță, acum este la vârsta în care citește, dar cine știe, poate va deveni un viitor prozator, să se adreseze acesteia, sigur și părinților și tuturor celor de față, să ne adreseze un gând care să completeze seara aceasta atât de frumoasă. Bună seara, dragi invitați, dragi prieteni! În primul rând aș vrea să le mulțumesc doamnei și domnilor profesor Lucian Stroichi, Alexandru Kramer și Eva Lazea și editorului Cornel Paiu pentru cuvintele inspiraționale adresate atât mie cât și muncii mele și Societății Literale Crexida pentru că a putut face posibil acest eveniment și în special părinților mei, eroii și mentorii mei, motivul pentru care sunt astăzi aici. Pentru a deține atmosfera și pentru a mă introduce în universul cărții, o să citesc câteva paragrafe din incipit, fiindcă prima reacție pe care o am la adresa cărții este la cât de groasă este, să sper că este destul de groasă încât să spargă gheața. Din când în când, câte o luminiță trecea pe lângă mine, se oprea în fața ochilor mei și apoi pleca.
Nu erau licurite, nici nu știam ce erau. În câteva secunde, locul era plin de sute de luminițe care păreau să aibă propria viață. Totul devenea din ce în ce mai straniu. Nu am făcut mai mult de 20 de pași când m-am auzit un mârâit puternic din spatele meu. Am început să tremur, îmi era groază să mă întorc să văd ce era. Nu era ceva de bine și, evident, ceea ce am făcut, toate oasele acestea va apărea aici, în spatele meu. Am privit peste umăr la creatura care se afla la numai 10 metri distanță de mine. Un câine, dar nu e un câine domestic sau unul pe care puteai să-l prostești. Acesta era un câine lung, dar nu un obișnuit, era unul cu trei capete. Nu puteam să cred. În fața mea era o minune a geneticii și în același timp o grăzăvie. Primul cap, cel din stângă, era unul foarte serios, cu privire inexpresivă, fiind drept. Cel din mijloc era cel care măria, arătându-și toți dinții ascuțit și curgându-i balele, având-l înclinat într-o poziție de atac. Ultimul era cel mai nesigur, având o privire blândă și fiind aplecat și foarte umil. Capul din mijloc s-a răsucit la celelalte mărini pentru a le arăta cine este șeful. Imediat celelalte au luat fața lui furioasă. S-a lăsat pe picioarele din față, fiind gata să atace. O să ajung un sac de oase, nu era niciun dubiu. Tăiștile mele de supraviețuire au pus stăpânire pe mine. Adrenalina îmi curgea prin vene, nu mă lăsam învins atât de ușor. Am aruncat prăbita pe pantofi, dar niciunul dintre ei nu a atins ținta. M-am întors și am alergat cât de repede m-au ținut picioarele obosite și amorțite. Era în urma mea și, deși aveam un mic avans, o să ajung să fiu sfârșiată. El era mereu la purtător și m-a făcut să lovesc piciorul stâng de un craniu și am căzut pe nisipul cald. Am adoptat poziția covrigului, sperând la o minune. Bestia s-a oprit la un pas distanță, analizându-mă. Numai Maria, fiind mulțumită că și-a prins prada, a dat să-și împingă dinții ascuțiți în mine, dar un fluierat l-a oprit. Cerber, a strigat o voce autoritară și severă masculină. Vocea aceasta îmi trezea un sentiment de deja vu. Tenele a scos un sunet fericit și a luat-o la fugă. Acela era un fluierat de om, un om în găleata aceasta subterană. Și mai ales părea să fie stăpânul. M-a ridicat sprijinindu-mă pe mâini. Puteam fi mai uimită? Străinul chipeș pe care l-am întâlnit într-o zi ploioasă, într-un vis și în morgă, era aici. Într-o zi de duminică din februarie, când aveam numai 17 ani, am deschis un fișier, l-am intitulat Castelul din Infern, iar peste 9 luni am scris ultimele cuvinte din această carte. La aproape 4 ani de când m-am apucat de scris, această idee, visul ce m-a motivat să continui, s-a îndeplinit. Într-o cu mitologia greacă, avea toate răspunsurile pentru vechi eleni. Poate cu evoluția științei și instalarea unei noi religii, aceste credințe au fost mutate de pe altul al istoriei, până când au ajuns să fie, pe zilele noastre, pe raftul povestirilor fantastice. Chiar și așa, mitologia greacă se regăsește în viața de zi cu zi ca sursă de inspirație pentru artiști. Înainte să afle de rotația Pământului și asta lui de inclinație, grecii antici explicau primătoarea anotipurilor primitul răpirii Persefonei în Infern. I-am dus mai departe această legendă, ducându-l la sursă de inspirație și refuindu-l până când a căpătat forma ce se află astăzi sub această copertă. Această carte este prima dintr-o serie. Aș putea să vorbesc mai mult despre continuările ce vor urma, dar poate viitorul apropiat voi avea ocazia să vorbesc și despre ele sub aceeași formă. Când m-am apucat de scris, eram foarte nesigură. Știam perfect începutul cărții, primele 4 capitole și finalul. Oricât de incredibil ar părea, aveam controlat mai bine următoarele volume. Fiecare dată mi-a pus întrebarea ce-ar fi dacă, până când ideile au venit de la sine. Perfecționismul este una dintre trăsăturile mele dominante, iar Castelul din Infern este una dintre dovezi. Nu fiind că ar fi perfectă, ci pentru că din momentul în care am scris ultimele cuvinte, tot timpul am mai avut ceva de adăugat sau modificat. Câteodată erau fraze, altădeți erau doar câteva cuvinte. Altă era o nerăbdare din partea mea de a introduce încă din primul volum câteva personaje dragi mie prin prezent, fie prin prezență, fie prin menționare, cum ar fi Athena, Asclepios și Felix. Acum o văd în fața mea această carte, în sfârșit finalizată. Eu pun suflet în orice fac, indiferent că este vorba de o sinteză de la un laborator de chimie sau de latura aceasta literară. Așa am ajuns să transpun diferite laturi în diferitele personaje. De exemplu, Avril este ceea ce aspir eu să fiu, iar Rei este pasiunea mea pentru scris. Dacă am vrut să transmit ceva cu această carte, este ambiția de a-ți urma calea, de a distruge toate barierele. Protagonista a fost măcinat încă din copilărie de întrebare, ceva fiind probabil pentru mult timp un mister. Ce urmează după moarte?
Ea avea întrebarea, el avea răspunsul. Aceasta este fraza ce încheie prologul. Acestea sunt cuvintele ce dau startul întregii aventuri. Ea își capătă răspunsurile, ea își îndeplinește ambiția, oricât de imposibil ar părea aceasta. Motorul protagonistului masculin, oricât de întunecat este, se adeverește. Lăsa moartea să-ți fie ultima frontieră. Ea sprage frontierele pentru ceea ce vrea, cu fiecare dintre noi ar trebui să o facem. Și e bine să te oprești că publicul este încă interesat, o să pun aici final, fiindcă atunci, așa cum spunea Churchill, discursul perfect ar trebui să fie ca fusta unei femei, destul de lungă cât să acopere subiectul, destul de scurt încât să capteze interesul. Mulțumesc frumos pentru atenție! Noi la Yasmine și mi se pare că e reală, dar mai mult ireală. V-am răspuns și cred că vi s-a răspuns la întrebare maestre Lucian Stoc. Este și real, este și ireal. Este și credibil și incredibil. Refugiu dintre valuri. Îl așteptăm pe viitor. Felicitări, succes la facultate. Mulțumim părinților încă o dată, surioarei, că iată, îți acordă sprijinul ei. Vă așteptăm și pe ea cu scrierile ei viitoare, pentru că nu se poate să nu se molipsească de la sora ei mai mare. Mulțumim criticilor noștri din această seară, domnului Alexandru Kramer, domnișoare Eva Lazea și maestrului Lucian Strochi. Mulțumesc domnișoarei Cristina Panaite, directorul Bibliotecii Municipale George Radu Medivon, care m-a ajutat la realizarea diplomelor pentru sărbătoriții noștri din această seară. Mulțumesc domnului doctor Emanuel Nazaretean pentru momentul de publicitate și urez încă o dată succes. Mulțumesc gazdelor noastre de astăzi, domnului Maior Ioan Martin. Și într-un loc atât de frumos, cred că ne-am simțit bine cu toții. Nu în ultimul rând, doresc să-i mulțumesc maestrului Cristinelui Ionel Prisacaru, cel care a fost indirect prin ricoșel artistul scenarului, o operă, un artist. Pe care a primit-o maestru Alexandru Mihailă, este o grafică realizată de Cristinel Prisacar. Vă mulțumesc și vă aștept la următoarele evenimente. Vom finaliza cu o sesiune de autografe. Yasmin va oferi autografe în foaier. Acolo veți găsi cartea la care este însoțită, dacă vă doriți, de o donație, mi s-a spus, de 50 de lei. Este, iată, un ajutor și o donație pentru efortul acesta incredibil pe care l-a făcut Yasmine de a scrie această carte cu totul și cu totul special. Felicitări încă o dată și o seară deosebită vă doresc!